Numărul complex Z satisface condițiile. Modul din Z minus I egal cu modul din Z minus 1 egal cu modul din Z plus 5. Să se determine modul din Z. Uitați ce se întâmplă. Ca să mergem mai ușor, eu știu că modul din Z la pătrat a unui număr este Z ori Z conjugat. De asemenea, o expresie conjugată, o expresie ce înseamnă o legătură între numerele complexe Z1, Zn, numai prin operațiile aritmetice, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, evident, cu numere reale. Conjugata unei expresii este E de Z1 conjugat, deci conjugatele 3 direct pe numere. Și atunci, ridicând la pătrat astea, cât este ăsta la pătrat primul? Păi vine Z minus I ori Z conjugat minus I conjugat este minus I și cu minusul din față plus I egal cu ăsta, care ce înseamnă? Z minus 1 ori Z conjugat minus 1 egal cu ăsta conjugat, adică Z plus 5 ori Z conjugat plus 5. Hai să vedem de aici, că mie în final o să-mi trebuiască ăștia. Hai să vedem ce îmi dau. Luăm 2 și 2, da? Deci luăm pe primii 2. Bine, ZZ conjugat plus I ori Z minus I ori Z bar minus I pătrat, adică plus 1, egal cu cine? ZZ conjugat minus Z minus Z conjugat plus 1. Și a doua relație, hai să le luăm păști, nu contează, da? ZZ bar minus Z minus Z bar plus 1, egal aici cu cine? ZZ bar plus 5Z plus 5Z bar plus 25. Și acum ia uitați, ZZ bar se duce la fiecare. Aici se mai ducea și 1. Hai să-i scoatem în funcție de Z. Deci îi trecem și vine așa. I plus, de Z și Z bar. I plus 1Z plus 1 minus I ori Z bar egal cu 0. De aici, dacă îi scot cu Z, vine minus, sau spunem așa, în partea asta la altă, ca să vină cu plus, 5Z plus Z, 6Z plus 6Z bar egal cu 1 minus 25 egal cu minus 24 împărțit prin 4, da? Bun, și iată de ce avem așa sistemul din care putem să-i scoatem pe ăștia, I plus 1Z plus 1 minus I ori Z bar egal cu 0 și ăsta vine Z plus Z bar egal cu minus 4. Îl scoatem pe Z bar din asta, minus 4 minus 10 și îl introducem în prima. Și vin I plus 1Z plus 1 minus I pe lângă minus 4 minus Z egal cu 0. Da? Și desfacem. După Z aia, da? Deci vine I plus 1Z minus 4 pe lângă 1 minus I minus 1 minus I ori Z egal cu 0. Cuplăm pe ăștia, ce îmi dă? I plus 1 minus 1 plus I tot ori Z egal cu 4 pe lângă 1 minus I. 1 și cu 1 se duc, 2Z, adică Z este cine? 4 pe lângă 1 minus I pe 2I. Se duce cu 2, amplific cu I și rămâne 2I pe lângă 1 minus I supra I pătrat, care e minus 1. Deci vine 2I minus 2I pătrat, adică plus 2, da? Supra minus 1, deci îmi dă minus 2 minus 2i. Ăsta este Z. Ce mi-a cerut problema? Să calculez modul din Z, da? Asta îmi cerea problema, modul din Z. Păi modul din Z înseamnă radical din primul la pătrat minus 2 la pătrat e 4 plus al doilea la pătrat plus 4, radical din 8, care înseamnă cine? 2 radical din 2. Și cu asta am încheiat problema. Da? 2 radical din 2, hai să vedem în grilă, E. Și am încheiat și această problemă.